Iar România va avea o nouă bacnotă cu valoare de 20 de lei pe care va fi tipărită Ecaterina Teodoroiu. Este prima bacnotă de la noi care va avea o figură feminină și va fi pusă în circulație de la 1 decembrie. Este practic prima bacnotă românească de circulație care are imprimat chipul unui personaj, unei personalități feminine din istoria noastră. Noua bancnotă cu valoare nominală de 20 de lei va avea mai multe detalii reprezentative pentru Ecaterina Teodoroiu. Pe o parte a bancnotei vom vedea portretul Ecaterinei Teodoroiu, vom vedea buchetul de brândușe, logo-ul Băncii Naționale a României, denumirea băncii emitente, dar și valoarea nominală. Pe cealaltă parte vom vedea de asemenea valoarea nominală de 20 de lei, vom vedea reprezentarea Victoriei Înaripate, dar și mausoleul de la Mărășești. Alegerea Ecaterinei Teodoroiu pentru bagnota de 20 de lei cu putere circulatorie a avut la bază mai multe criterii. Primul rând, este prima femeie ofițer din Armata Română. În felul acesta cinstim, omagiem și Armata Română. Mai mult, BNR va lansa odată cu noua bancnotă de 20 de lei și o replică a primei astfel de bancnote tipărită în 1881. Janina Nectar a fost jurnalistul care a generat această premieră la Banca Națională. Era momentul să facem această reparație morală pentru că și femeile meritoase pentru merite egale ar trebui să primească gratificare egală. Cele două bancnote vor fi puse în circulație începând cu data de 1 decembrie.